În luna darurilor, bucuria celor din jur este și bucuria noastră. Faptele bune sunt acum mai mult ca oricând trăite cu emoție de copii, dar și cu nostalgie de cei bătrâni. În prag de sărbători, colindele corului de preoți din protopopiatul sector 2 Capitală au adus speranță și bucurie în sufletele bunicilor de la așezământul mănăstirii Cristiana. Protopopiatul sector 2 Capitală desfășoară în această perioadă mai multe activități social-filantropice destinate celor nevoiași și singuri. Astăzi a venit rândul persoanelor vârstnice de la așezământul mănăstirii Cristiana să fie colindate și să primească daruri. Am venit în această sfântă mănăstire, Mănăstirea Cristiana, care adăpostește și un cămin pentru persoane vârstnice, ca să le dăruim colinde, să le aducem daruri, dar mai ales să ne dăruim o clipă din existența noastră să-l dăruim dânșilor. Este mai mare bucuria, este enormă bucuria pe care o dăruiești și poți să o oferi unui om la care mai puțin se gândesc și care poate nu așteaptă aceste daruri de la Moș Crăciun. La desfășurarea acestei acțiuni a participat și un grup de voluntari de la parohia Sfinții Voievozi Gherghiceanu din Capitală. Ne bucurăm și nu numai eu și voluntarii noștri că am putut să venim și să aducem un zâmbet bătrânelor și măicuțelor de la Mănăstirea Cristiana și cred că aceasta va aduce și va lăsa în sufletele și în inimile voluntarilor un moment și o bucurie pe care și-o vor aduce aminte tot timpul anului, bucurie pe care o vor spune și copiilor lor și oamenilor cu care se vor întâlni, pentru ca să îi îndemne pe toți să ajute, nu doar în perioada Crăciunului, ci tot timpul trebuie ajutați oamenii, cu orice ocazie, atunci când cineva îți întinde mâna, să nu eziți să-l ajuți cu ceea ce îți cere. E o acțiune care ne ajută să ne simțim mai bine. E o acțiune pe care am repetat-o și ne face plăcere și simțim un bine mare făcând chestia asta, ajutând niște oameni care chiar au nevoie de ajutor. Câteodată nu se poate descrie bucuria și simțământul pe care îl ai tu când faci acest lucru. Suntem voluntari, venim din timpul nostru liber, ne angajăm la serviciu în așa fel încât în aceste zile să fim liberi ca să putem face aceste lucruri. Fie că venim aici la mănăstire sau mergem la bătrânii din cartier, din parohie, dăruim cu aceeași bucurie întotdeauna. Cei bătrâni sunt cei datorită cărora avem tot ce ne înconjoară astăzi, cu voia Bunului Dumnezeu. Pentru mine este o mare bucurie să-i întâlnesc și să pot să fac acest lucru. Din punctul meu de vedere, este ceva ce toți tinerii ar trebui să facă pentru a primi înapoi această bucurie sufletească. La rândul lor, bătrânii de aici au interpretat colinde și le-au oferit oaspeților un spectacol religios. La bătrânii de casă, la casă, nu ne lăsa la fereastră. Aceste evenimente sunt foarte deosebite, deoarece ele sunt un fel de terapie pentru suflet, sunt constructive și arată, de fapt, mai ales acum în prag de sărbători, comuniunea care trebuie să existe între adevărații creștini. Așezământul social pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Cristiana a fost inaugurat la 2 octombrie 2005, având o capacitate de 24 de persoane.